În această filmare vorbim despre animalele sălbatice, erbivore, carnivore și omnivore, precum și despre mediile lor de viață. Animalele sălbatice. Animalele sălbatice trăiesc în sălbăticie, și anume în pădure, savană, junglă, deșert, mări și oceane. Ele cresc, se hrănesc, se îngrijesc singure. Animalele sălbatice care trăiesc în țara noastră sunt ierbivore, cerbul și căprioara, capra neagră, iepuri sălbatici, zimbrul, veverița. Ele se hrănesc cu iarbă, plante, frunze, muguri, fructe de pădure. Carnivore, lupul, vulpea, bursucul, râsul, dihorul, jderul se hrănesc vânând alte animale sălbatice. Omnivore, cum ar fi ursul sau porcul mistreț. Ele mănâncă atât carne cât și plante. Animalele sălbatice care trăiesc în junglă și savană, adică în zona caldă a pământului, fiind mereu anotimpul vara, sunt ierbivorele, cum ar fi elefantul, zebra, antilopa, girafa, cămila, lama. Ele mănâncă iarbă și frunze. Carnivore, leul, tigrul, leopardul, ghepardul, jaguarul, pantera, hiena. Acestea vânează alte animale, de obicei erbivore. Omnivore, spre exemplu, maimuța. Animalele sălbatice din mări și oceane sunt peștii, precum rechinii, sardinele, ton, macrou, dar și mamifere marine, cum ar fi balenele, delfinii. În zonele polare, acolo este mereu anotimpul iarna, trăiesc pinguinii, care sunt păsări, și mamifere ca focile, morsele, orcile, urși polari, vulpile polare, iepurii polari. În funcție de evoluția lor, dacă au sau nu șirea spinării, avem următoarele grupe de animale: insecte, viermi, paianjeni, melci, scoici, pești, broaște, reptile, păsări, mamifere. Insectele, melcii și paianjenii se înmulțesc prin ouă. Peștii se înmulțesc prin icre, care sunt tot ouă. Reptilele se înmulțesc prin ouă. Șerpii, șopârlele, crocodilii, varanii. Reptilele au temperatura corpului în funcție de mediu și stau la soare ca să se încălzească. Păsările se înmulțesc clocind ouăle. Ele au corpul acoperit cu pene. Cea mai mare pasăre este struțul și cea mai mică pasăre face parte din familia Colibris și anume pasărea albină. Mamiferele nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte. Fiecare animal are rolul lui în natură. Animalele sunt influențate de activitățile omului în sens pozitiv sau negativ. Ca urmare a activităților negative, multe specii sunt pe cale de dispariție, printre care capra neagră și zimbrul. Animalele care au dispărut din cauza schimbărilor climatice sunt dinozaurii și mamutul, iar de pe urma activității oamenilor sunt bourul și pasărea dodo. Sper că v-au fost de folos informațiile, dragi copii!